plăcerea e de partea mea că am putut să particip la acest eveniment caritabil și mă bucur că am participat a doua oară pe acest teren și am jucat un fotbal la Wolfsburg, cum se spune. Întotdeauna au fost meciuri apice, meciuri în care victoria era pe muche de cuțit. Nu se știa cine câștigă. Mi-aduc aminte un meci la chiar în Giulești. Am bătut noi cu 1-0, parcă Joey Panaita a dat gol și ne-a luat Crăciunescu și atunci chiar că a fost o zi deosebită pentru noi. Cum? Nu. L-a arbitrat foarte bine, l-a arbitrat. A fost o plăcere deosebită să mai calc pe gazonul ăsta, v-am spus, și să mai dau și oasele astea de pământ un pic, că mai simți, chiar dacă te lași de fotbal, n-ai cum să uiți ce ai făcut. Și galeria în spate, sigur, un public minunat, un teren, un stadion minunat. Într-adevăr, dacă m-aș naște încă o dată, tot același lucru l-aș face, cred că tot de fotbal m-aș apuca și tot la Petru l-aș juca până la urmă. Întâlnire frumoasă cu vechi jucători care au activat la Rapid și la Petrolul, ne știm foarte bine. O rivalitate în sensul bun a fost între Rapid și Petrol. Eu zic că atât Rapid cât și Petrol au fost două echipe care, eu știu, foarte mulți ani de rând s-au chinuit prin divizia B. Eu personal mă bucur de ce văd aici, într-adevăr, un stadion, așa cum e și echipa, merită, un stadion extraordinar, o echipă bună, care sunt sigur că anul ăsta se va bate la titlu. Din păcate pentru noi lucrurile nu sunt chiar foarte bune. Să sperăm că vom avea de la TAS, vom avea, eu știu, acordul lor favorabil de a evolua pe prima scenă și atunci cred că lucrurile se vor mai îmbunătăți. E ceva deosebit, mai ales faptul că ne-am întâlnit și ne-am revăzut poate timp și mai ales că este o astfel de atmosferă, și galeria Rapidului și cea Petrolului este o atmosferă de meci oficial. Mă simt iarăși fotbalist în activitate. Sunt amintiri, sunt emoții în ceea ce privește Rapidul întotdeauna și în primul rând că ne revedem cu plăcere cu foștii colegi și de-abia aștept să termine meciul, să bem o bere și să povestim. Mi-era dor de așa ceva, parcă au trecut prea repede ani peste noi, dar asta e cursul vieții. Ne bucurăm că Daniel a fost cu o idee atât de extraordinară și să sperăm pe viitor că vom avea ocazia să mai participăm la astfel de eveniment. Bine, și pe timpul nostru era, veneau foarte mulți suporteri la... Dar parcă stadionul acum îți dă altă stare și eu zic că e mult mai frumos acum. Ca la orice echipă totul depinde numai de tine. Da, să sperăm că Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului le ajută anul acesta ca să-și îndeplinească un vis care datează de mulți. Te suspendat pentru meciul ăsta? Nu, am avut foarte multe tineri speranțe la Rapid care au vrut să evolueze ei și i-am lăsat să evolueze. Dar după cum vezi, după 40 de minute am mai rămas vreo 7 care s-au accidentat tot. Cum e din nou Petrolul Rapid? Pentru mine o amintire neplăcută pentru acea finală. La ora actuală o bucurie enorm de mare și ne bucurăm foarte mult că să mai pot organiza și asemenea meciuri în România. Erau altă dată niște dueluri, că acum, după cum vezi, unii au urcat, au coborât ceilalți. Îmi pare rău pentru Rapid. Mi-aș dori enorm de mult să poată să câștige la TAS și să găsească și un om care să poată să-i ajute financiar. Ce ai făcut așa?
Au fost amintiri foarte frumoase și la Petrolul Șerapi și mă bucur că am făcut parte din aceste echipe. Astăzi am avut cea mai mare emoție din viața mea. Am revăzut foști fotbaliști mari și glori și am avut o zi așa, cum să vă zic, cam sunt năucit. Deci sunt amețit, sunt năucit și adică sunt foarte plăcut, surprins de ce au răspuns la această convocare. Bine să crezi că ai strâns atenția. Exact, exact.